Kawasaki ZX-10RR, generația 2019, una dintre cele mai exclusive motociclete, fiind produsă într-o serie limitată de doar 500 de unități. Acest lucru a fost făcut pentru ca motocicleta să fie omologată în campionatul mondial de Superbike și inițiativa s-a bucurat de succes, Jonathan Rea câștigând pentru a cincea oară consecutiv această competiție. Motorul motocicletei produce numai puțin de 214 cai cu ram R, adică în mișcare. Și prezentarea acestei motociclete o voi posta în filmul de mâine.